v-am regăsit la un nou vlog. Vorbim din bucătărie, asta pentru că vreau să pun fasolea la scurs, să tai niște cârnăciori și să gătesc ceva. Sunt un pic dezorganizat așa, pentru că eu în general gătesc pe celălalt blat de bucătărie. Ia uite mă că acum a ieșit soarele. Așa, dar nu e unghiul foarte bun, n-am cum să filmez acolo, de aceea trebuie să mă desfășor pe blatul acesta. Ce mai faceți? Astăzi este 23 iulie, marți, ora 3 fără 3 minute. Nu am mâncat pentru că n-am apucat să gătesc nimic. Până acum am filmat clipul ăla cu skincare-ul, pe care sper că voi l-ați văzut deja. Și am zis repede, repede să fac așa ceva rapid de mâncare. Fac niște fasole, am din asta la conservă. Am găsit-o în frigider, deci nu mi-aduc aminte când am cumpărat-o. Și zic, numai bine, m-am săturat și de ton și de... Băi, de tot! M-am săturat de toată mâncarea, efectiv. Nu știu ce să mai mănânc, ce să mai gătesc. În fine... Așa, mi-am dat seama că am uitat să vă vorbesc despre un produs de skincare, evident, și o să vă vorbesc în vlogul acesta. Cred că era de fapt cel mai important produs despre care voiam să vă vorbesc, acela de la L'Oreal, ăștia sunt perușii. Că am primit oricum foarte multe întrebări despre el, exfoliantul acela de la L'Oreal pe care îl vedem peste tot în online, într-o sticlă albastră așa. Ei bine, vreau să vă spun părerea mea despre el, pentru că l-am testat, l-am folosit, dar o să vă spun eu atunci când o să vi-l arăt. Ce naiba nu cad boabele astea de aici? Așa. Sunt un pic obosită, pentru că nici n-am dormit foarte bine, m-am culcat destul de târziu. Stați să spăl niște chestii. Și vă spuneam că sunt un pic obosită, să vă zic ce am făcut aseară. Cristi chiar îmi spunea, băi, Larisa, filmează-te, rog, acum. Stați când vedeți ochelarii ăștia, iurea. Filmează acum, poate... Păi, dar ce-au perușii ăștia? Doamne fere! Poate le dai ceva idei oamenilor, dacă sunt în aceeași situație. Ei bine, avem probleme cu furnicile. Aici la geam, stați să liniștesc perușii. Perușii noștri, îmi dau seama că nu pot fi îmblânziți, îmi pare rău dacă vă deranjează, dar ei, chiar n-am ce să le fac. Vă spuneam că avem probleme cu furnicile aici la geamul de la bucătărie, unde punem noi mâncarea pentru pisici. Deci ieri cred că s-a chinuit Cristi săracu de vreo 4-5 ori. A luat castronul cu mâncare, a dezinfectat foarte bine acolo, a dat și cu spray de muște și cu apă foarte fierbinte. Nu știam ce să mai facem. Știu că există anumite... Stai că mă uit să găsesc cantitatea potrivită de cârnăcior cu cea de fasole. Nu vrem să punem anumite substanțe din astea toxice pentru furnici, pentru că eu am un pitic pe creier care îmi spune, chiar dacă scrie că soluția respectivă nu este toxică pentru animale, pentru pisici sau pentru căței, eu am impresia că se poate întâmpla ceva, nu știu, poate să aibă indigestie, poate să ceva, animalul. Și nu vreau, efectiv refuz să folosesc acele spray-uri, acele pudre, nu. Și aseară pe la 1 noaptea, deci am stat noi liniștiți, ne-am uitat la Insula Iubirii. Și azi noapte, după ce s-a terminat, pentru că noi ne uităm online, nu la televizor, că suntem abia la al doilea episod, când s-a terminat, am venit aici în bucătărie să verificăm dacă totul este în regulă, dacă am închis lumina, bla bla bla, să lase Cristi jaluzelele astea exterioare. Și când ne-am uitat la castronul pentru pisici, nu exagerez, era negru de furnici, în condițiile în care Cristi l-a schimbat, nu știu, cu vreo 2 ore în urmă. Deci am zis că nebunesc și de nervi și de mâncărime și de toate alea. Și am zis ok, trebuie să găsim neapărat o soluție pentru că eu n-am cum să las pisicile nemâncate. Pisicile astea din vecini. Deci în cazul în care nu știți despre ce vorbesc eu aici, eu am o pasiune, o obsesie cu animalele și nu pot să las niciun animal nemâncat. Că e al meu, că nu e al meu, că e din vecin, că pur și simplu nu... Când știu că pot să fac un bine unui animal, inima nu mă lasă să nu îi ofer mâncare sau apă sau ceva, mai ales pe temperaturile astea.
Și pune mâncare, vin aici câțiva pisici din vecini și mănâncă la noi la geam. Pisici care chiar au nevoie de tot ce le oferim noi. Și având această nebunie, eu mă gândeam, nu, n-am cum să las toată noaptea pisicii fără mâncare. Pentru că ei, în general, sunt foarte speriați, de multe ori au venit bătuți la noi și sunt foarte speriați de oameni. Iar eu și vin noaptea și aseară stăteam, nu, n-am cum, deci n-am cum să las pisicii fără mâncare, trebuie să găsim o soluție. Și a venit Cristi cu ideea de a pune castronelul cu mâncare într-un... N-am să vă arăt acum și nici nu pot să deschid că am grăsime din asta pe mână. Într-un capac de la o cutie din aia de Ferrero, din aia mare de Crăciun, de ediție din aia de sărbătoare, am pus apă în acel capac, castronelul l-am pus în capacul ăla și astfel furnicile nu mai poate să treacă prin partea aia de apă. Dar cu paranoia mea, zic, băi, dar dacă reușesc să treacă. A scos Cristi bandă dublu adezivă, pentru că doar ce-și cumpărase. Dublu adezivă, da. Din aia de se lipește pe două părți. Și am înfășurat pe castron bandă dublu adezivă, atâta, cum să zic, astfel încât pisicile când mănâncă să nu se atingă cu blănița de partea aia și să li se lipească blana pe banda noastră dublu adezivă. Le-am lăsat un spațiu, deci noi chiar reconstituiam aseară. O, Doamne! La 1 noaptea, v-am zis. Și am lipit banda aia, am pus 3 straturi de bandă dublu adezivă, iar astăzi de dimineață nicio furnică. Deci, cred eu că a funcționat ceea ce am făcut noi. Dacă aveți probleme cu furnicile, încercați treaba asta și nu vreți să puneți altceva. Eu mă refer aici strict la bolurile cu mâncărică pentru animale, că în curte știu că sunt fel și fel de chestii, lămâie, bicarbonat, piper. Sunt de acord cu ele, că sunt naturale, dar așa cum furnicile se tem de lămâie și unele pisici se tem de lămâie. Spre exemplu, Garfield, în momentul în care vede o lămâie, păi fuge și nu mai intră în bucătărie până când nu iau lămâia de acolo. Și n-aveam cum să pun lămâie, bicarbonat, piper, altceva. Cred eu că este o soluție foarte bună și dacă astăzi, că tot bate soarele aici, oricât de mult le-am schimbat noi și apa și mâncarea, dacă astăzi nu mai apare nicio furnică în castron, suntem salvați. Credeți-mă că am aruncat pungi cu mâncare din cauza asta, pentru că puneam mâncarea în castronel, mâncarea se încărca cu furnici, trebuia să o aruncăm, evident, nu aveam ce să facem pentru că nu ne batem joc de ei. Și asta voiam să vă zic. Dacă erați în căutarea unei astfel de soluții, încercați și voi așa. Sper să funcționeze și la voi și la noi. Ok. Mă pun să... Nu, cred că... Deci fasolea asta, nici nu știu ce fasole e asta de când o am. Fasole albă boabe. Zice cum se gătește. Este prefiartă, din câte îmi dau eu seama. Deci trebuie să o pun așa puțin în tigaie. Pe urmă, într-o altă tigaie, călesc un pic cârnăciorii ăștia, știți că eu nu mănânc cârnați, o să mănânc doar fasolea cu castraveți murați, călesc un pic și cârnăciorii ăștia, pun puțină ceapă, cred că voi adăuga și un pic de usturoi și pe urmă le combin, sănătate! Cristi editează poze acolo cu drag și spor de azi dimineață, trebuie să mai iei și tu o pauză, știi, nu? Da! Așa... Și cred că o să pun și ceva sos de roșii, să dea așa puțin, puțin culoare, nu să aibă gust de sos de roșii, dar să dea puțină culoare. Și asta fac pentru moment. V-am povestit cu internetul, nu-i așa? Oh, Doamne! Vă ziceam că nu ne merge internetul, un router nu ne merge, este de la Orange. N-are sens să mai ascund chestia asta pentru că m-am enervat rău de tot azi. Vorba lui Cristi, dacă mergem acolo, sigur nu se iasă ceva bun. Deci să vă zic în ce situație ne-au pus. Noi, mamă, deci perușii ăștia sunt criminali. Închid așa puțin ușa. Da, dai lasă cânte, mă! Ne-au pus într-o situație de 3 lei. Eu v-am spus într-un vlog că nu ne mergea absolut deloc internetul de la Orange pe care îl aveam în dormitor. Ăsta pe care îl avem în sufragerie de la Vodafone e foarte bun. Eu aici îmi încarc videoclipurile și așa mai departe. Nu ne pierdem în detalii. Ei bine, am avut o problemă și internetul spunea că nu mai merge absolut deloc. Cel de la Orange, că despre el vorbim acum.
A sunat Cristi la deranjamente, a venit un domn, s-a uitat, un domn foarte drăguț, s-a uitat la tot ce înseamnă fire, cabluri, etc. S-a dus la o centrală în Tomis 3 sau nu știu pe unde, pentru că noi de aceea aparținem, chiar dacă e distanță, și a zis că ar fi o problemă de la ei. Cristi a primit și mesaj și a spus, chiar și mesaj și domnul respectiv, scria destul de clar și a spus și el, repet, că o să se rezolve pe 30 iulie. Asta v-am spus și vouă. Și am așteptat. Eu când încercam să mă conectez la internet de pe MacBook sau de pe iPhone, de pe telefon, mie îmi spunea acolo, obține mai multe detalii. Și dădeam acolo și îmi spunea că ceea ce avem noi este expirat de pe 11 iulie. Eu i-am zis lui Cristi, lui la Android nu i-a părea nimic și a zis, bă, poate e ceva, cine știe ce. Astăzi nu mai puteam de nervi. Problema este că eu nu am internet la birou, în colțul din dormitor. Eu am biroul și mie acolo îmi trebuie internet, că eu acolo lucrez, acolo trimit e-mail-uri, acolo scriu, fac pur și simplu toate rapoartele la birou. Și m-am enervat astăzi, băi, nu se poate, hai să mai încercăm o dată. A sunat Cristi din nou la compania respectivă, a spus destul de clar, dacă vă aflați pe strada, bla, 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 este o problemă raportată, ne cerem scuze, o să se rezolve. Dacă aveți altceva, alte nelămuriri, puteți să intrați în legătură cu un operator și veți vorbi activ, etc. Asta a dat Cristi, a vorbit cu o doamnă și a spus, păi da, dar problema este că voi aveți internet de cupru sau nu știu ce și trebuie să se pună fibră optică. Și asta înseamnă că contractul dumneavoastră o să înceteze contractul din cauze tehnice. Păi bine, bine, și tu acum îmi spui. Adică noi am așteptat o lună. Noi am sunat, că am sunat de mai multe ori și ne-am spus aceeași chestie, că se rezolvă, că bla bla bla. Că a fost raportată o problemă pe strada noastră deja și că e problemă de la ei. Iar tu acum vii să-mi spui că o să se închidă contractul și că noi nu avem nicio șansă cu internetul ăsta, deci mi s-a părut ceva. Frate, m-am enervat rău, deci rău de tot. Eu la chestii din astea nu sunt foarte, cum să zic, adică las, ok, lasă. Dar de data asta, bă, puteai să mă anunți, te-am sunat de 15 ori, de multe ori intra Gia aia, știți, cu care vorbești, operatorul ăla digital sau cum se numește, și spunea, ok, e o problemă. Iar acum să vii și să-mi zici că problema de fapt e de la voi și că noi contractul încetează și dacă vrem să prelungim cu fibra optică, deși pe stradă la noi există posibilitatea să nu fie fibra optică, nu știu cum, că scase în alte, n-am înțeles. Am rămas efectiv mască, dar mă bucur că într-un final am rezolvat chestia asta. Și că știm și noi ce avem de făcut. Acum o să mergem, punem în pung routerul, mergem la Orange într-un magazin în mall, că ăsta e cel mai aproape de noi, le lăsăm acolo routerul și la revedere. Mulțumim foarte mult. Pe urmă mergem la Vodafone și, că noi la Vodafone avem telefoane și televiziune și tot. Și o să cerem un amplificator de semnal. Au mai fost întrebări, Larisa, de ce aveți două rutere în casă? Pentru că pereții sunt foarte groși. Unde stăm noi, casa a fost construită din pereți foarte groși. Nu avem semnal la telefon, nu avem nimic, noi vorbim prin Wi-Fi call pentru că pereții sunt groși. E un fel de... e o apărare antinucleară tot. Deci aici nu poți să intri cu nimic. Și fiind pereții groși, automat că nici semnalul nu poți să-l captezi foarte ușor. Pereții sunt groși chiar și între camere. Cred că v-ați dat seama că v-am mai arătat eu prin vloguri. Și internetul pe care îl avem în sufragerie, oricât de puternic ar fi, avem nevoie de un amplificator până în dormitorul ăsta, în spatele bucătăriei, unde avem noi hainele, unde mai filmez eu, v-am mai arătat. Unde avem aparatul de sport, avem nevoie de amplificator. Și de-aia mergem la Vodafone, să căutăm amplificator. Doamne, sper să se sfârșească odată problema asta cu internetul, că deja mi se pare aiurea, ce să zic, în fine. Nu mai vorbesc, mă pun să gătesc, mâncăm și noi și cred că ne auzim de afară. Sper să vin cu vești bune și să vă zic că am rezolvat tot și că e ok. Your eyes all on me. Don't tell me.
gata prânzul, v-am arătat și vouă cum am gătit. Știu că există fel și fel de rețete. Întâi să călești ceapa într-o tonă de ulei, apoi cârnăciorii, pui fasolea. Eu nu fac deloc așa pentru că nu folosesc ulei și de-aia am preferat să pun ceapa împreună cu cârnăciorii, pentru că ei oricum și-au mai lăsat ulei și s-au călit numai bine împreună. Toate condimentele, tot, le-am adăugat peste cârnăciori. Eu v-am zis că nu mănânc pește, o să-i pun în farfuria lui Cristi, mănânc doar fasolea. Și nu mai avem castraveți murați. Eu ador castraveți murați. Nu pot să mănânc niciodată fasole sau mazăre sau ceva de genul ăsta fără ceva murat lângă, fără ceva acru. Și noroc că am găsit în frigider niște sfeclă din asta murată și vom mânca cu sfeclă. Vă dați seama că nu puteam să încep lucrul fără o cafea. Doamne, ador și cafeaua și cana asta. Și acum mă apuc de editat. Am adus floarea asta aici, plântuța asta, pentru că este foarte multă lumină naturală în colțișorul ăsta în care am eu biroul și mi se pare că chiar mai crescut. E super, super drăguță. Am și agenda lângă mine. Trebuie să scot cardul din cameră și trec la treabă. Urați-mi succes pentru următoarele... Cât era ceasul? Pentru următoarele câteva ore aici mă găsiți. Ne auzim tot din bucătărie pentru că doar ce am ajuns acasă și mă pregăteam să pun cumpărăturile la loc. Am rezolvat-o cu Oringiul, o doamnă foarte drăguță, am găsit aici unde am fost noi și ne-a spus că a făcut solicitare din aia și noi trebuie să, adică Cristi, că e pe numele lui, trebuie să confirme închiderea contractului și am scăpat. Mâine merge și la Vodafone și vedem ce rezolvă și acolo. Vorbesc un pic aiurea, îmi dau și eu seama că aud așa o săsâială, dar am o durere de dinți cum n-am avut de pe la început, atunci când mi-am pus aparatul dentar. V-am să zic oare de ce mă dor dinți așa, pentru că se mișcă, evident. Chiar am observat, să știți, deci eu sunt la prima gutieră, vineri, v-am zis că e ziua mea. Fix vineri pe 26 trebuie să trec la gutiera numărul 2. Am emoții foarte mari, pe de-o parte abia aștept, pe de-o parte am emoții în sensul ăsta, pentru că sper să se potrivească. Eu am respectat întru totul program, tot, nici n-am stat 2 ore adunat fără gutiere, deci am mâncat așa într-un stil din ăla super rapid, n-am mai luat gustări absolut deloc și chiar mă simt mai bine digestiv vorbind, așa de când nu mai mănânc puțin și des, mănânc la ore fixe, chestii consistente, nu-mi taie nimic pofta de mâncare, chiar ok. Și o să vă țin și pe voi la curent, să vedem cum este când pun gutiera numărul 2, presupun că o să mă strâng așa dinții puțin mai mult, na, că îi forțează. Și azi dimineață, că de aici plecasem, am observat că mi s-au apropiat deja 2 dinți de aici de jos, deci ăștia, care aveau un spațiu considerabil, s-au apropiat. Când m-am uitat de dimineață, în momentul în care alegi să spui gutierele astea, trebuie să ai o igienă foarte bună, pe rușii. Trebuie să ai o igienă foarte bună, să ai grijă de dinți, să cureți gutierele, atunci când îți cureți dinții, cureți și alinerele, mă rog, gutiere, hai să le zicem gutiere, să știe toată lumea la ce mă refer. Pentru că se strâng bacterii, se depune tartru, placa aia bacteriană, trebuie să cureți foarte bine. Și azi de dimineață când m-am uitat în oglindă zic, băi, ce naibă, oare n-am folosit suficientă ață dentară aseară și am tartru între dinți sau acoperit spațiile alea de la dinți cu, cine știe, resturi alimentare, dar nu. Deci, efectiv, mi s-au apropiat dinții ăștia de aici, nu-mi venea să cred, am venit așa la Crisi, zic, băi, Crisi, uite! Și sunt wow, deci dacă de la prima gutieră văd rezultate, eu am 61 de gutiere pentru că trebuie să-mi aduc măselele astea de la mama naibii într-o poziție normală, cu rădăcină, cu tot, și de-aia sunt atât de multe, dar dinții din față ar trebui să arate ok încă de la primele gutiere și sunt foarte fericită pentru treaba asta. Acum mă dor că mă dor, dar m-am obișnuit, efectiv m-am obișnuit. Hai să vă arăt repede ce am cumpărat din Auchan. Nimicuri, pur și simplu, pentru că mi-este foarte foame, că tot vă vorbeam de program, nu mai am cum să ciugulesc, pofta de mâncare nu am cum să o potolesc sau să o păcălesc și când mănânc trebuie să mănânc. De aceea vă arăt repede și mă pun și eu îmi scot gutierele, le spăl și mănânc. Mi-am luat niște mușchi din ăsta, file, pentru că n-am mai mâncat de mult timp și am zis că e ok să avem în casă când vrem așa ceva rapid.
niște dischete de machiante, nici de astea nu mai aveam. Noi am fost pentru apă și pentru balsam de rufe. L-am luat pe acesta de la Tezorii. Miroase drăguțel, din câte mi-am dat eu seama. Drăguț. L-am mai avut pe ăsta, l-am avut și pe acela cu maro, dar s-a terminat. Chiar mi s-a părut că a persistat pe haine acela. Mi-am luat o vopsea. Deci dacă vă zic ce am făcut aseară, căutam nuanțatoare. V-am povestit de acum câteva luni problema mea cu părul și cu blondul și toate alea de când am revenit de 2 ani, nici nu știu de când am revenit la brunet sau un an și ceva. Și vă povesteam că trebuie să scap de toată bucata asta de aici, că s-a făcut urâtă. Eu n-am mai pus vopsea pe păr, dar cum vă spuneam și vouă, căutam un nuanțator ceva. La salon nu mă mai duc, că nu mai trebuie. Oricât de multe recenzii bune ar avea, no. Așa. Și aseară, din căutare în căutare, am găsit o mască. Nu mai știu la ce brand este, de la L'Oreal. Să fie L'Oreal. Nu prea știu, că nu prea rețin branduri din astea pentru îngrijirea părului. Tind să cred că L'Oreal, nu știu. A fost ceva drugstore oricum, a costat vreo 40 și puțin de lei. Am luat-o de pe Notino și toată lumea spunea acolo că este o mască pentru păr nuanțatoare, cum era șamponul acela mov pe care îl foloseam eu când eram blondă. Și zic, băi, hai să încerc. Doar că astăzi mi s-a pus pata rău de tot pe el, mâine o să vină masca aia, că am comandat-o de pe contul lui Cristi, că el comandă mai multe de pe Notino decât comand eu, și mi s-a pus pata astăzi pe el când îl prindeam în coadă și îmi treceam așa. Deci când făceam mișcarea asta, aici, pur și simplu e făcut varză. Deci e efectiv varză, n-am ce să mai salvez din el, că asta vorbeam și cu mama și îmi spunea, băi, nu ai de ce să te enervezi pentru că n-ai ce să-i mai faci. Aia e plecat părul ăla, deci doar ciorba de foarfe că îl mai salvează, atât. Și m-am gândit să îmi pun o vopsea. Mi-am luat o vopsea, pentru că s-a făcut și portocaliu urât, am niște șuvițe urâte pe aici, nu-mi plac absolut deloc, îmi pun vopsea și mă tund. În seara asta o să-mi ia Cristi din vârfuri. Ai auzit, Cristi? Ce? Că în seara asta mă vopsesc. Păi cum mâine? Că mâine ne vedem cu oamenii ăia. Nu, măi, băiatule. Eram singură, pentru că pică pe el de fiecare dată să îmi tundă vârf. Și trebuie să îmi tund și vârfurile. Trebuie să le facem în același timp. E pe el pică săracul să îmi taie vârfurile, dar are o mână foarte bună și de fiecare dată când mă tunde îmi crește părul mai repede. Cu vopseaua asta nu vă imaginați, bă, Larisa, tu ești nebună, vrei să repari un păr stric. Ce, mă? Un păr stricat cu vopsea, nici de cum. Eu vreau doar să-mi acopăr șuvițele astea, iau așa din vopsea și doar îmi dau un pic prin păr, poate se acoperă șuvițele astea urâțele și partea de portocaliu cu care o să mai rămân. Ăsta e scopul și nici nu cred că o voi folosi pe toată. Am luat-o pe asta de la Garnier, scrie aici că e cu balsam nu știu ce. Mi-a plăcut nuanța, am luat-o după nuanță, am căutat o vopsea fără amoniac, dar nu am găsit efectiv nimic. Erau câteva de la L'Oreal, acelea pe care le foloseam eu înainte, însă ori erau blond, ori erau negru-albăstrui, ceea ce eu n-am nevoie. Am luat-o pe asta, o să vedem cum va fi. Așa, castraveți murați, vă povesteam astăzi că nu mai avem. Am cumpărat, că nu se poate fără, am luat niște nectarine. Ne-au făcut amândurora cu ochiul, sper să pot să le mănânc, pentru că eu nu mănânc nectarine moi deloc, mie îmi plac nectarinele și prunele, să fie foarte, foarte tari, aproape verzi și acre și n-am încercat nimic să mănânc ceva dur, adică să tai practic cu măselele, nu știu, o să vedem dacă reușesc, pentru că mai am ceva dureri în momentul în care mestec. Am luat și un castravete. Îl mâncăm în seara asta, vedem. Saci din ăștia de gunoi, pentru că nu mai aveam nici din ăștia. Și o pâinică feliată, pentru că nu mai aveam de unde să luăm pâine proaspătă. Și asta este, astea sunt toate cumpărăturile. A, și apa. Am luat 3 baxuri de apă minerală, evident. V-am lăsat, ne punem să mâncăm. De fapt, punem toate astea la loc. Mâncăm ceva. Mă vopsesc, poate.
Și vedem dacă ne mai auzim în seara asta, o să vă arăt cum este părul meu și, în fine, mai vedem, ne mai auzim. Cam așa arată părul meu acum. E, bineînțeles, e nespălat, ondulat și vedeți și voi cât de urțel e, dar mă vopsesc și vă arăt mâine cum o să iasă. Astăzi n-am reușit să vorbesc cu voi pentru că m-am grăbit să pregătesc prânzul, dar vă arăt așa în cazul în care nu mai aveți idei, pentru că de multe ori mi-ați spus prin comentarii că vă inspiră ceea ce fac eu. În cazul în care nu mai aveți idei, vă recomand să trageți niște legume la tigaie. Eu n-am avut unt în casă și legumele astea nu pot să le fac cu ulei, doar le-am pus așa cu foarte puțină apă, cartofi cu sare și piper, iar aici am făcut așa niște scoici pentru că le aveam congelate. Le-am făcut așa super simplu și ne punem să mâncăm acum. Bună ziua! Am terminat tot ce aveam de făcut cu mâncare, curățenie, toate chestiile casnice. Și am venit un pic la birou, nu pentru că am de lucru, că am terminat pe ziua de astăzi, ci vreau să-mi fac unghiile împreună aici cu voi, timp în care vom discuta despre serumul acesta. Vă spuneam că nu v-am prezentat produsul ăsta și vreau neapărat să împărtășesc părerea mea aici cu voi. Înainte de toate, o să vă las pe aici pe ecran undeva cum arată părul meu. Vi l-aș arăta așa acum, dar lumina e foarte ciudată, am de sus lumina artificială, în spate am geamul, filmez contra geam, ceea ce nu faceți, pentru că așa e poziționat biroul meu și mi-e mult mai ușor să filmez în felul acesta, plus că suntem într-un daily vlog și totul e mai relaxat, așa. Dar o să vă las pe ecran, îmi place foarte mult cum a ieșit, vedeți și voi că nu mai am atât de multe reflexii roșiatice, părul este potolit, am și tuns din el o bună parte și arată mult mai bine, mă simt și eu mai ok cu el. Sper să crească frumos și sănătos. Și v-am zis, deci cred că mi-am pus un sfert din tubul acela de vopsea, doar am trecut așa un pic cu degetele, de aia nu observă o schimbare foarte mare. Hai să vă arăt oja, că v-am spus și în vlogul ăsta și în vlogul trecut, cred. Aceasta este cea pe care am avut-o eu până acum. Mi-am șters unghiile pentru că vreau să le fac cu cealaltă. Asta este, o găsiți în DM, marcă proprie, Trendy Tap, minunată, minunată. Vă zice o persoană care întotdeauna a avut unghiile fragile, care s-au exfoliat. În momentul în care îmi pun degetele în apă, sare toată oja. Încercați-o pe asta. Este din gama Easy and Speedy. Și se și usucă foarte rapid și rezistă mult timp. Iar astăzi vreau să folosesc tot din aceeași gamă sclipicelul ăsta alb, pentru că sclipiciul rezistă mai mult și sper să reziste și aceasta precum cealaltă. Și hai să vă arăt serumul despre care vă zic. Este practic un exfoliant. Eu l-am văzut cam pe peste tot prin online. Costă 80 de lei sau 70 de lei, nici nu mai știu. L-am cumpărat tot din DM și pe acesta parcă. Și este exfoliantul acela. Ia să vedeți culoarea lui. Așa este, cum vedeți aici. E super drăguț când vine vorba de culoare. Este exfoliantul acela care te ajută cu luminozitatea tenului. Îmi fac unghiile în timpul în care vorbim. Mă grăbesc puțin pentru că astăzi ne vom întâlni cu niște clienți pentru semnarea contractului la foto și nu prea mai am timp, că e deja ora 4, timpul a trecut astăzi foarte rapid. Aia e. Și legat de chestia asta, va exista, cred eu, o perioadă prin luna august în care fie voi posta mai puțin, fie deloc. Asta pentru că luna august și luna septembrie sunt full de evenimente și nu pot efectiv să mă împart. Nu am fizic cum să fac față, dar mă rog, mai e până atunci și vă voi ține la curent pe Instagram. Revenind la exfoliantul acesta, este pentru un ten mai luminos, pentru o piele mai strălucitoare, mai curată, împotriva petelor pigmentare, eu știu, de la soare, de la coșuri, de la vârstă, pentru că petele acestea pigmentare pot apărea și odată cu înaintarea în vârstă. Băi, dar nu-mi place ăsta deloc. Cam așa arată. Cam urțel. Așa. Și nu se aplică
Adică se aplică ca un serum normal, doar că îl pui pe față o cantitate foarte mică, evitând zona ochilor și aici, în jurul gurii, și trebuie să-l lași să acționeze cam 15 minute. Niciodată nu l-am lăsat 15 minute pentru că începea ușor să mă usture fața, simțeam niște pișcături așa și nu eram pur și simplu confortabilă și îl las în jur de 10 minute. Eu îl folosesc cât timp sunt în duș pentru că, deci după ce îl aplicați, trebuie clătit foarte bine cu apă călduță din abundență. Există posibilitatea să vă înroșiți puțin la ten, niciodată nu îl țineți mai mult pentru că vă nenorociți fața, efectiv. O să vă ardeți fața, trebuie folosit cu grijă, cu precauție, citiți foarte bine despre el. Tenul meu, slavă Domnului, se înțelege bine cu produsul acesta și l-am folosit de multe ori. Nici nu mai știu de câte ori, de multe ori. Eu îl folosesc cam o dată pe săptămână, o dată la 8 zile, 9 zile, cam așa. Depinde cum simt eu nevoia. Eu, având tenul gras și cu semne postacneice, îmi dau imediat seama când am nevoie de o curățare, de o exfoliere, de când petele pur și simplu au apărut și în momentul acela îl folosesc. Mie îmi place foarte mult, nu trebuie folosit de multe ori pe săptămână, maxim de 2 ori parcă. Asta depinde de cum are fiecare tenul. Cât de sensibil și atât. Deci nu-mi place deloc sclipicelul ăsta. Dar decât să stau cu unghiile așa și cam asta cu exfoliantul acesta, asta este părerea mea. Dar stați că nu v-am spus ce rezultate am observat. Încă de la prima utilizare, fața mi s-a părut foarte, foarte curată. Nuanța tenului a fost foarte uniformă. Deci zici efectiv că mi-o absorbise, da, îmi scosese așa din ten toată nuanța aia închisă de la petele marunii pe care le aveam. Mie personal îmi place foarte mult, deci pentru tenul meu v-am zis, se potrivește mănușă, chiar cred că am folosit destul de multicel din el pentru că mi l-am tot aplicat. Cam o pompiță din asta, așa, aplic eu la o utilizare și v-am zis rezultatele foarte bune. Simt la un moment dat o ușoară pișcătură dacă depășesc cele 10 minute pe care mi le-am propus. Deja simt așa că mă furnică tenul, dar din câte am citit eu, pentru că înainte să-l cumpăr am citit foarte multe despre el și după, este normal să simți așa pentru că este un exfoliant și trebuie, v-am zis, folosit cu precauție. Îmi place mult, mult, mult de tot. Chiar vi-l recomand cu toată încrederea și cu toată sinceritatea, doar că aveți grijă mare cum îl folosiți. Nu-mi place deloc. Deloc, efectiv, deloc. Și ieri când am fost la cumpărături, am fost în Oșan, v-am zis, și mă uitam la standul acela de la Catrice, văzusem un moj acolo, dar zic, hei, lasă, tot așa ceva cu sclipici. Și zic, hei, lasă, că o am pe asta de la Trendy Tap cu sclipicel alb și sigur o să fie ok, dar zici că n-am nimic, plus că unghiile par un pic cam galbene. Pe cât de interesantă este oja asta, pe atât de meh este aceasta. Dar aia e, le las eu așa. Dacă vă întrebați de ce nu mi le mai fac, cred că v-am spus, nu? Parcă, sau nu v-am spus vouă, nici nu mai știu că am primit de la mai mulți oameni întrebarea aceasta. Nu le mai fac pentru că în momentul în care îmi scot gutierele, mai ales la început atunci, deci în momentul în care schimb gutiera, cred eu, și la început când am pus gutierele numărul 1, ele se prind foarte bine pe dinți, pentru că dinții încă nu sunt obișnuiți cu forma din gutieră și trebuie să trag așa, depun un efort destul de mare, o presiune, în momentul în care le scot și unghia asta și arătătoarele erau efectiv ciobite aici la vârf și le-am făcut de multe ori, le-am refăcut, am pus și mult top coat, le-am sigilat foarte bine, dar nicio șansă, oja tot a sărit și chiar n-are sens că mă apucă nervii și repet, nu are nicio treabă, nu există un motiv pentru care să le mai fac. Le țin așa, aia e plus că în momentul în care fac poze, că tot vă vorbeam de evenimente, pe mine mă încurcă rău de tot unghiile de la degetele mari, dacă le-am mai mărișoare. Și le las așa. Și cam asta a fost vlogul de data aceasta.
îmi propusesem așa, deci la nivel de gând, să zic, să postez 4 clipuri pe săptămână la un moment dat, dar asta înseamnă că trebuie să fiu un bun organizator al timpului meu, pentru că am de lucru mult cu chestia asta. Eu nu vreau să postez aici clipuri doar în care, nu știu, vorbesc lălăi 20 de minute despre ceva, pentru că pe mine mă plictisesc clipurile astea. Vreau să văd, ok, și viața persoanei respective, ce se întâmplă în viața persoanei respective pe care eu o apreciez și o urmăresc, dar vreau să văd și chestii interactive, ce mai face, pe unde merge, ce și-a mai cumpărat, prin ce a mai trecut, nu știu, că testează ceva, habar n-am. Și de asta mă gândeam dacă am efectiv ce să vă arăt interactiv, să zicem. Încă mă gândesc, nu știu, să treacă și perioada asta de vară, august și o parte din septembrie, începutul toamnei, cu evenimentele și pe urmă mă organizez și eu mai bine. Mai am și câteva colaborări, dar acelea sunt pe Instagram. O să vă arăt și aici, să tragem împreună o părere despre produsele respective și pe urmă vreau să trag eu așa linie cu tot ce e în viața mea, pe parte profesională, și să văd la ce aș putea să mai renunț ca să am mai mult timp pentru astea 4 clipuri pe săptămână. Sunt un pic neapărat că dezamăgită, dar mâhnit așa, că am lăsat deoparte partea cu handmade-urile, pentru că a mers foarte bine, lucrările mele chiar au fost super apreciate, dar mă gândeam că de când o să se micșoreze ziua, că asta vorbeam și cu Cristi aseară, de când o să se micșoreze ziua, am impresia că o să am mai mult timp și am ajuns la concluzia că eu funcționez mai bine în anotimpul rece, când ziua este mai mică, când se întunecă mai devreme, pentru că stau mai mult în casă, lucrez mai mult la chestiile pe care le am de lucru în casă. Așa, când e soare afară și la ora 8, trebuie să merg pe afară, rezolv chestii, hai la cumpărături, hai să ne plimbăm, hai acolo, hai în partea cealaltă. Și parcă timpul trece mai rapid. Și cred că și partea asta cu handmade-ul o să rămână tot pentru prin octombrie încolo. În fine, vedem. Sănătoși să fim și vedem ce facem. Dacă aveți și voi alte idei de clipuri, alte sugestii sau nu neapărat de clipuri, cât ce vreți să vedeți la mine în daily vloguri. Dacă să mai testez nu știu ce, să cumpăr nu știu ce și să testez. Sau să mergem în cine știe ce loc de prin Constanța, pentru că perioada asta nu am efectiv cum să plec departe. V-am zis că avem destulă treabă. Îmi scrieți în comentarii sau în privat, dacă vă e rușine, că am mai întâlnit și motivul ăsta. Dacă vă e rușine, îmi scrieți în privat și eu cu siguranță o să țin cont de toate sugestiile pe care le primesc din partea voastră. V-am lăsat, ăsta a fost clipul pentru astăzi. Aștept să mi se usuce unghiuțele astea, urțele, vă zic că sunt urțele. Așa. Și ne vedem data viitoare. Vedem ce mai facem și pe unde mai mergem. V-am pupat, pa, pa!